Încercăm să vedem cum se vede decizia Comisiei Europene prin ochii fermierilor. Alina Crețu, director executiv al Asociației Producătorilor de Porumb din România, este în direct alături de noi. Vă mulțumesc tare mult pentru acest lucru. Bună seara, doamnă! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cum vedeți această decizie pe care ministrul agriculturii o anunță cu surle și trâmbițe, de parcă Petre Daia a luat-o, nu Comisia Europeană? Zici că noi ne-am adunat, guvernanții acestui minunat stat s-au adunat într-o ședință de urgență și au luat o decizie în beneficiul românilor. Da, vestea este bună până la jumătate, pentru că este ceea ce ne doream și noi, ca importurile să fie limitate și tranzitul să fie în condiții foarte stricte, verificate, să știm exact ce cantități intră și cum. Vrem să vedem cum se întâmplă acest lucru, începând de astăzi, de mâine, când intră în vigoare această hotărâre. Dar cel mai important lucru pentru noi este ca pe data de 5 iunie, atunci când expiră această primă perioadă, să se facă o evaluare realistă a situației din acel moment și dacă este cazul să se continue cu limitarea acestor importuri. Pentru că cel mai probabil în campania de recoltare, care începe chiar atunci, la începutul lunii iunie, e posibil ca în același timp fluxul logistic să fie blocat de producția locală și de potențialul import din Ucraina. De ce spuneați că este doar pe jumătate? Din cauza acestui termen care este deja stabilit de o lună? Da, este un termen foarte scurt. Este un pas. Este un pas în care Uniunea Europeană trebuie să vadă ce se întâmplă, cum se reglează puțin piața, să spunem că dacă mai sunt stocuri, acestea să plece mai ușor din țara noastră în perioada imediat următoare, dar după data de 5 iunie să se reanalizeze situația și dacă este cazul să se prelungească această perioadă. În ce măsură vă va ajuta pe dumneavoastră fermierii români chiar și această perioadă de o lună? Cum am spus, până la momentul acesta încă nu s-au vândut toate stocurile de marfă și ele intrau în concurență cu marfa care putea fi importată din Ucraina și atunci este un lucru extraordinar de bun și este conform cu ceea ce noi am cerut și ne bucurăm că se întâmplă acest lucru chiar și cu întârziere. Este un lucru bun pe care l-a decis Comisia Europeană în urma nenumăratelor solicitări pe care noi le-am făcut, în urma protestelor, în urma propunerilor la nivel de bloc al fermierilor din zona aceasta a Europei, care am cerut în același glas această limitare a importurilor, dar, repet, perioada este extrem de scurtă. Trebuie să vedem ce se întâmplă la momentul 5 iunie și dacă se va continua așa cum Comisia Europeană a promis că va reanaliza situația la acel moment. 100 de milioane de euro sprijin venit pentru fermierii din 5 țări. României, înțeleg că îi se cuvine 30 de milioane de euro. Sunt necesare, sunt suficiente aceste sume, doamna Crețu? Este greu de spus dacă sunt suficiente. Cum am mai spus cu atâtea ocazii, impactul asupra fermierilor și în general asupra economiei românești a acestui război este foarte mare. Este un început, este un lucru foarte bun. Se continuă după primul pachet de măsuri, cel cu 10 milioane dublat de statul român cu încă 10 milioane, dar care are termen până în luna decembrie să aloce acele sume. De văzut acum acești 30 de milioane care ar trebui completați cu sume de la bugetul local, cât va completa bugetul național aceste sume și când vor fi date fermierilor, pentru că știm foarte bine că nu există aceste resurse financiare alocate în acest moment. Sumele sunt binevenite, orice sumă este binevenită, dar măsurile acestea trebuie menținute, cele anunțate, și cel mai probabil măsuri suplimentare în perioada următoare, pentru că să nu uităm că suntem pe o piață extrem de competitivă, o piață internațională, lucrăm pe această piață noi ca și fermieri, ne vindem marfa și trebuie să lucrăm în aceleași sau în condiții similare cu condițiile de producere din țările terțe, așa cum este și Ucraina. Mulțumesc tare mult pentru intervenție și pentru această discuție. A fost alături de noi Alina Crețu, director executiv al Asociației Producătorilor de Porumb din România.